În ultimele zile, unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Constanța a fost luată cu asalt de foarte mulți pacienți. Pentru a face față solicitărilor din această perioadă, numărul paturilor a fost suplimentat încă de săptămâna trecută, iar cei mai mulți medici au renunțat la concediile de odihnă. În numai 12 ore, peste 300 de persoane ajung pe mâinile medicilor, iar în weekend numărul acestora crește și cu 30%. Numărul solicitărilor este mult mai mare. În ultimul weekend a crescut cu peste 30% față de o zi obișnuită din timpul anului. Am avut numărul mediu al solicitărilor pe 24 de ore, a variat în acest weekend între 460-490 de prezentări pe zi. Această distribuție nu este una uniformă a pacienților. De exemplu, sâmbătă, pe zi, în doar 12 ore, s-au prezentat și au fost tratați în unitatea de primire urgență a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța 301 pacienți. Deci 301 pacienți din 464 au sosit în timpul zilei, în intervalul orar 8-20. La fel, distribuția nu este uniformă, existând niște vârfuri care au dus la supra-solicitare. Suntem la serviciu cât mai mulți dintre noi, am încercat să flexibilizăm programul, să evităm, să nu dăm concedii decât în situații de absolută necesitate. Nu este ușor, încercăm să facem față, am fost și sprijiniți prin achiziționarea de către spital a 7 târgi, astfel încât să creștem capacitatea de paturi a unității de primire urgențe. Acest lucru fiind o problemă în acest moment, deoarece sunt momente ale zilei în care suntem în deficit de pat. Medicii vin cu o serie de recomandări pentru această perioadă caniculară. Să evite să se expună la soare în orele de vârf, să se hidrateze corect. Sunt lucruri pe care le știm cu toții, dar se pare că uităm să le facem. Să nu expună copiii la soare pe plajă la ore nepotrivite, între 11 și ora 17, să încerce să evite consumul de alcool, pentru că pe fondul căldurii, a expunerii la soare, a consumului de alcool, apar frecvent traumatisme. Nu vorbesc numai de accidentele de circulație, care sunt numeroase și cu victime, vorbesc și de accidente produse pe plajă, accidente produse pe stradă, toate având în spate expunerea la căldură, deshidratarea, consumul de alcool asociat. Medicii recomandă evitarea băuturilor ce conțin cofeină sau zahăr în cantitate mare și alimente cu un conținut mare de grăsimi, în special de origine animală.